Bună seara! Ce ar fi de spus după acest joc, după acest rezultat? Ce e dezamăgitor, pentru că prima repriză a fost un joc extrem de echilibrat. Practic, Universitatea, nu știu dacă a intrat în careu, doar la faza cornerului care s-a dictat acel penalti, care am încercat să ne creăm situații. N-am avut situații foarte mari, dar am pus presiune. Cred că până în minutul 70, când s-a marcat golul 2, a fost un joc echilibrat în care puteam să, dacă marcam, să scoatem un rezultat pozitiv. Din păcate, după golul de 2-0, s-a rupt tot jocul, am riscat și noi, cu multe mingi lungi, cu trei atacanți. În fine, au fost alte spații și cam asta a fost. E prea dur scorul ăsta, 3-0? No, 1-0 sau 7-0 e la fel în situația noastră. 0 puncte nu ne ajută, un punct ne ajută puțin, nu contează rezultatul, că e 1-0, că e 3-0, că e 5-0, e la fel pentru noi. Cum vi s-a părut arbitrajul? Cum a fost acea fază din minutul 15, de exemplu? Nu comentez arbitraj. Păi am văzut că avea ceva de împărțit cu arbitrajul, ați luat și un galben. Nu, să împart, că domnii arbitri fac ce vor dânsi la fiecare fază și ei dictează. Și, da, să vă dau un exemplu, a spus tușierul centralului că a ieșit mingea a ieșit din alb, dai ce vrei tu. Și l-a dat aud de poartă pentru universitate. Ce să vă spun mai mult de arbitraj? Ei arbitrează cum vor ei și în ce direcție vor ei. Ce duc jocul cum vor ei, te ciupesc, te alea, te împing, te nu, că astăzi arbitrajul, dar așa e meci de meci, suntem pe ultimul loc, da, suntem pe ultimul loc, dar asta nu înseamnă că meci de meci trebuie să ciupesc, nu mai vreau să spun, că după aia spun o grămadă și abia așteaptă. Am văzut că ați fost foarte supărat și la o intrare la Talisman în prima repriză, la Caprof, a cerut cartonaș roșu acolo, s-a dat doar galben. Nu, aici i-au văzut, probabil au analizat și în camera VAR, nu comentez decizia respectivă, poate așa a fost, doar de galben, nu cred că... Ce urmează pentru dumneavoastră, pentru echipă? Găsiți resurse să-i montați din nou pe jucători, să o luați de la capăt? Da, va fi o perioadă dificilă, 2 săptămâni lungi până la următorul joc cu Iași, care va fi din nou... Cred că în momentul de față va fi un joc extrem, extrem, extrem de important. Poate va fi puntea de legătură, să spun așa, cu următoarele clasate. Dacă vom reuși să câștigăm jocul, cu siguranță ne vom apropia de echipele din față. Dacă nu vom reuși, va fi din ce în ce mai greu să ne apropiem de locurile de baraj. Sper ca băieții să aibă reacție în cele 2 săptămâni. În care vor urma, în pregătirea care va urma și să-și revină din punct de vedere mental, pentru că au demonstrat-o și astăzi, au jucat practic 70-75 de minute de la egal la egal cu ocupanta locului 7, o echipă care din punctul meu de vedere, ca organizare, ca calitativ, calitatea jucătorilor, suporteri, stadion și tot ce înseamnă Universitatea Cluj, ar fi meritat să fie în play-off. Asta e opinia mea. Universitatea are echipă de play-off în momentul de față. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!